10 acțiuni de control, 7 operatori economici verificați, dintre care 6 prezentau abateri de la legea privind protecția consumatorilor. Acesta este bilanțul acțiunilor de control efectuate de inspectorii Oficiului pentru Protecția Consumatorilor la casele de schimb valutar din municipiu. Verificările au vizat afișarea privind cursurile valutare atât în interiorul cât și în exteriorul unității, precum și informarea consumatorilor înscris înainte de efectuarea operațiunii de schimb valutar. În cadrul controlului tematic privind respectarea drepturilor consumatorilor la prestarea serviciului de schimb valutar, au fost efectuate 7 acțiuni de control. În urma acestor acțiuni s-a constatat faptul că operatorii economici nu respectă prevederile legale privind eliberarea formularelor de acceptare a tranzacției, iar cursurile valutare afișate atât în interior cât și în exteriorul caselor de schimb valutar nu respectau prevederile ordinului președintelui ANPC privind înălțimea și grosimea cifrelor. În urma controalelor efectuate au fost întocmite 6 procese verbale de constatare a contravenției, prin care s-au dispus 6 măsuri de oprire temporară a prestării serviciului până la remedierea deficiențelor și intrarea în legalitate. De asemenea, cei 6 operatori găsiți în neregulă au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 25.000 de lei.